Handbaliștii piteșteni vor pleca mâine la Sighișoara. Ei au fost invitați de către fostul lor tehnician Titel Răduță la un turneu amical ce se va disputa în acest weekend. Elevii lui Alexandru Ionescu sunt pe locul 6 în clasament, dar vizează o clasare cât mai sus la finele sezonului. Pe 20-21 ianuarie ne vom deplasa la Sighișoara la invitația profesorului Titel Răduță, unde voi juca cu echipele din Făgăraș, Baia Mare și cu Centrul Național de Excelență. Un turneu foarte binevenit în vederea începerii noului campionat. La fel, în săptămâna următoare, intenționăm să mai organizăm cel puțin 3-4 meciuri de pregătire, astfel încât la ora primului joc, respectiv 5 februarie la Arad, echipa să fie în cea mai bună formă. Pentru HC Argeș, pregătirile intră în linie dreaptă. Piteștenii mai au doar 2 săptămâni de vacanță înaintea primului meci din retur cu Handball Club Arad.